regăsit, doamnelor și domnilor, amatorii sportului cu mingea pe apă de la noi și nu numai. Avem imagini de la piscina din Brașov, acolo unde se va desfășura cel de-al doilea turneu al Superligii Naționale Masculine de Polo pe apă. Turneul a început ieri și se va finaliza duminică, iar astăzi și mâine vom avea câte două partide pe care le vom transmite în direct pentru a fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă în momentul de față în acest campionat. Avem, iată, și componența echipei Dinamo, care va evolua în această partidă contra Sportului Studențesc cu căști de culoare albă în postură de echipă gazdă. Lista celor 13 jucători înscriși pe foaia oficială de joc. În imagine, în stânga, arbitrul internațional Adrian Alexandrescu și în dreapta Bebe Bășenaru, care se ocupă de întreaga parte organizatorică în ceea ce privește arbitrajul la fiecare turneu. Bebe Bășenaru, și el fost arbitru internațional, actualmente cel care se ocupă ca totul să fie în regulă din acest punct de vedere. I-am avut în imagine și pe cei doi antrenori, Adrian Vamuș în imagine de la Sportul Studențesc și puțin mai devreme roșu, antrenorii formației Dinamo, George Georgescu, care revine pe banca tehnică după ce a avut și el probleme cu coronavirusul, și Bertini Nenciu, care îl ajută. În imagine, echipa Sportului Studențesc, avându-l în poartă și în apă totodată, în postură de antrenor secund, dar și de jucător, pe Răzvan Moraru, portarul cu numărul 1. Iar pe lista jucătorilor mai figurează Victor Filimon, Alin Părăianu, în ordinea numerelor scrise pe cască, Vlad Gorea, Manuel Clici, Cristian Călin, Petru Ian, Claudiu Andrei, Dan Rujan, Dragoș Pandelea, Emil Prescorniță, Octavian Hițul, Denis Paladiciuc și Gheorghe Vlad. Aceasta este echipa cu care Adrian Vamuș și Răzvan Moraru abordează întâlnirea cu Dinamo. Vă spuneam, turneul de la Brașov, al doilea al acestei ediții de campionat 2020-2021, a debutat ieri, într-o etapă în care am avut două rezultate similare. Mai întâi, Crișul Oradea a trecut pe AMF Arad cu 10-6, de precizat faptul că formația arădeană nu a participat la cel din tâi turneu, dar este prezent aici la Brașov. Crișul Oradea își mai dau în palmares alte 3 puncte. Dinamo ieri a dispus de Policruș cu același scor 10-6, iar Sportul Studențesc a trecut, iar Steaua a trecut Sportul Studențesc cu 14-6. S-a dat startul în această ultimă partidă a reuniunii de dimineață, în care Dinamo, vă reamintesc, crește de culoare albă, în atac acum, în posesia mingii, avându-l pe Andrei Iliescu la un moment dat, numărul 9, în prim plan, mingea îi revine. Sunt 3 secunde de atac și Iliescu, Andrei Iliescu, șutează și înscrie un gol cu apa. Un gol frumos, primul al formației dinamoviste. Îl surprinde pe portarul Denis Paladiciuc, numărul 13 în formația Sportului Studențesc. Acum studenții în posesia mingii, căști de culoare neagră. Înaintea acestui turneu de la Brașov, după partidele desfășurate în acel turneu de la începutul lunii care a avut loc la Focșani, Sportul a strâns 6 puncte, cu la graj minus 8, cu care ocupa locul al 5-lea. Și destul de bun al numărului 4, Vlad Gorea, și este corner. Mai stau un atac încă 20 de secunde. Studenții
Carol Pantelea. Introduce mingea la centru și eliminare acolo. Deși se descurcase bine Petru Ianc, introdusese mingea în poartă, dar arbitrul Mihnea Alexandrescu, care oficiază pe dreapta atacului Sportului, dictează eliminare și superioritate numerică pentru Sportul. Șut blocat acolo al numărului 8, Claudiu Andrei. Și nu finalizează cu gol această superioritate numerică. Studenții aveau posibilitatea de a egala situația pe tabelă de marcaj. Spuneam, Sportul locul al 5-lea după primul turneu de la Focșani. Dinamo, două poziții mai sus, cu 12 puncte, la graj plus 20. A înregistrat înfrângeri doar la primele două clasate, Steaua și CSM Oradea. Un gol marcat din centru la această fază și Dinamo se desprinde la 2-0. Finalizarea lui David Bota din centru. A stat sus, mingea a venit bine pe mână și a putut șuta din cârlig. Avem scorul înscris pe micile ecrane în stânga sus și timpul care a mai rămas din această primă repriză. Partida dintre Dinamo și Sportul, una cu implicații pentru poziția a patra, pentru semifinalele campionatului. Minge bine blocată de Dinamo Vistul Adrian Mihăluță, cel care a avut evoluții constant bune în turneul de la Focșani de la începutul acestei luni. Avansează Jiganea cu 14, om în plus pentru Dinamo pe această fază de atac, un atac în mișcare. Însă nu gestionează prea bine acest moment favorabil. Faul și este sau de sirena care pune capăt timpului de atac. 30 de secunde au la dispoziție jucătorii unei echipe pentru a duce la bun sfârșit un atac cu șut sau cu gol, corner eventual. Și acum om în plus, foarte bine joacă Petru Ianc, a făcut-o și la Focșani. Este om de bază în echipa pregătită de Adrian Vamuș. A evoluat mulți ani și la Dinamo, Petru Ianc, acum în ultima parte a carierei sportive s-a transferat la Sportul. Și iată a doua superioritate numerică pe care studenții o irosesc, parcă mult prea ușor. Să fie 1-1 sau chiar 2-2. Dinamo are avantaj, fructificând singurele situații pe care le-a avut pe parcursul acestei prime reprize. Și este gol de la arbitru de tușă. Face semn că mingea a depășit cu întreaga circumferință linia porții la șutul lui Andrei Neamțu. Și iată, cam tot ce s-a dus spre poarta Sportului s-a transformat în gol. Neamțu, șut de la circa 7-8 metri. Și gol validat de arbitrul Adrian Alexandrescu, pe care l-avem în imagine, cel mai valoros arbitru român. Cred că în momentul de față, fără a greși, este unul din primii trei arbitri ai lumii. A oficiat atât la Jocurile Olimpice, cât și la campionatele mondiale și europene, la finale de cupe europene. Iată
tot timpul de atac pentru Sportul și iată un șut pe final de atac. Cred că ușor neatent, n-am prins în imagine portarul dinamovist Mihăluță și încasează un prim gol. A un șut bun de la noarul Dan Rujan. Tatăl său, Bogdan Rujan, și el fost poluit de performanță, component al lotului național de juniori, a fost la CSS 2, la junior, apoi la CNAS și Sportul Studențesc, n-a fost însă jucător de club, ci portar. Fiul său, iată, a îmbrățișat aceeași disciplina sportivă, dar nu în poartă, ci la jucător de om în plus pentru Dinamo. Eliminat, cred, Gorea, numărul 4. Prima superioritate numerică pentru formația dinamovistă. Un șut plasat face ca scorul să devină 4-1. Din nou 3 goluri avansă pentru Dinamo. Punctează Demeter Szilard, care îl învinge pe Denis Paladiciuc. Szilard n-a fost prezent la Focșani. Un lucru care trebuie precizat în acest moment, spuneam că spre deosebire de turneul de la Focșani, unde n-a fost prezent MF Arad, am fi vrut să vedem pe parcursul acestor zile toate cele 8 echipe care alcătuiesc în Superliga Națională, însă din păcate este imposibil. Un fapt regretabil este acela că vicecampioana și ocupantă locului secund în momentul de față, CSM Oradea, nu este prezent aici la Brașov. Cu două zile înainte de startul acestui turneu, conform reglementărilor în vigoare, toți componenții echipei, dar și staful tehnic, au fost nevoiți să-și facă testul COVID și, din păcate, numai puțin de 11 jucători și un membru al staffului tehnic au fost depistați pozitiv, motiv pentru care CSM Oradea nu este prezentă aici la turneu. Iar din acest considerent, vicecampioana României va pierde toate partidele din cadrul acestei competiții, cel puțin de aici, de la Brașov. Iar în situația de față, e clar că ierarhia va suferi modificări. Să urmărim acum omul în plus pe care l-a avut din nou Sportul, cred că al treilea, și din nou nefinalizat cu gol. Prea multe situații risipite din acest punct de vedere. Bara afară la șutul lui Victor Filimon și Dinamo scapă pe contraatac. Este minge trimisă în afara cadrului porții, însă a fost corner. Ultimele secunde ale acestui atac se va încheia în 15 secunde această primă repriză, cu Dinamo având posesie și, iată, înscrie numărul 7, Alexandru Albu. Neinspirat astăzi portarul Sportului, Denis Paladiciuc. Cam
tot ce a zburat spre poarta sa s-a transformat în gol. La 1 pentru Dinamo după primele 8 minute ale acestei dispute. Goluri marcate de Bota, Neamțu, Albu, Demeter și Iliescu pentru formația clubului din Șeseaua Ștefan cel Mare. Dan Rujan a scris pentru Sport Studența. Cele două echipe și-au luat locurile pentru cea de-a doua minge de angajament înaintea sfertului al doilea, arbitrul Mihnea Alexandrescu a pus în joc această minge câștigată din nou de Dinamo Viști, căci de culoare albă cei care conduc, așa cum este înscris și pe micile ecrane, scorul de 5-1 după primele 8 minute. O repriză în care Dinamo s-a dovedit a fi extrem de pragmatică și iată aici un fault în atac. Extrem de pragmatică, da, Adrian Vamos, antrenorul Sportului, a sesizat că tânărul Denis Paladiciuc nu este în cea mai bună dispoziție de joc. Aproape toate mingile care s-au îndreptat către poarta sa s-au transformat în gol, motiv pentru care a introdus în poartă pe secundul Răzvan Moraru. Așadar, Dinamo pragmatică, Sportul reinspirat în ceea ce privește atacurile pe care le-a avut și în special superioritățile numerice. Dacă am contabilizat bine, cred că au fost 3 situații de om în plus în prima repriză, niciuna dintre acestea transformată în gol. Și acum obține Dinamo o eliminare. Alin Pârâianu va sta pe margine 20 de secunde, atât este timpul rezervat unei situații de om în plus în polul pe apă. Pas total greșit. Faza cursese bine, însă pasul decisiv de la Jiganea s-a dus în afara terenului și n-a mai ajuns la David Bota, care era bine plasat acolo pentru a voleibala mingea în plasă. 5-1 rămâne scorul. Pârâianu. Da, cum se spune, bara este a portarului și Mihăluță este salvat de transversală. Eliminare a numărului 12, Banu, fault în atac făcut de David Bota în disputa sa cu Octavian Ițul. Și este gol, eliminat atât portarul cât și fundașul echipei Dinamo Viste. Au fost acolo mici clinciuri care a fost angrenat și Petru Ianc, dar și portarul Paladiciuc. Ușor nedumerit, nu Paladiciuc, ci Mihăluță. Vreau să mă scuzat, Mihăluță, eliminat și el de Adrian Alexandrescu. Și iată, Sportul reduce din diferență. Un prim om în plus finalizat cu gol, dar într-o situație mai puțin obișnuită, poarta goală, portarul eliminat, fără echipa Dinamo Vistă pe poziții defensive. Și din nou un fault în atac pe care îl fac Dinamo Viștii prin Andrei Neamțu, unul dintre autorii celor 5 goluri de până acum pentru formația clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.
remarcat faptul că în primul turneu de la Focșani nu am consemnat niciun rezultat de egalitate, au fost numai înfrângeri sau victorii de o parte, Steaua neînvinsă, campioana ultimilor 5 ani și a continuat parcursul de regularitate și invincibilitate totodată. În meciul decisiv care a stabilit prima clasată formația stelistă a reușit să se impună fără prea mari probleme. A fost 8-5 în disputa cu CSM Oradea. Acum penalti pentru Dinamo, transformat de Bota. Al doilea gol marcat de doiarul formației Dinamo Viste. Bota înscrisese din centru la o fază din prima repriză. Dar Steaua fără înfrângere, locul 1, 18 puncte, 2, CSM Oradea, 15 puncte, poziția secundă, dar nu este prezent vicecampioana României aici la Brașov, iar ierarhia va suferi modificări dacă Dinamo va avea evoluții bune și va obține victorii, așa cum s-a întâmplat până acum ieri, am disputat cu Policluj 10-6 și acum cu Sportul Studențesc. Dinamo va urca pe locul al doilea. Din nou, un plus pe care l-a avut Sportul și pe care l-a irosit, cu excepția golului 2, când a fost eliminat portarul Mihaluță, studenții au suferit grav la acest capitol. 5-6 situații de om în plus, doar o singură reușită, procentual foarte puțin pentru a fi competitiv. Și iată, scorul înscris pe tabelă spune foarte mult din acest punct de vedere. Dacă ar fi transformat în gol, măcar 2-3 dintre situațiile de om în plus, scorul era mult mai strâns. Acum reușește să reducă din diferență Dragoș Pandelea. Șută de la circa 8-9 metri în vincul porții lui Mihăluță. Are circumstanțe Mihăluță la acest șut de carul Pandelea. Gol marcat în această a doua repriză în care Sportul are avantaj deocamdată 2-1. Dar are încă de recuperat 3 goluri formația studenților pregătită de Adrian Vamoș. Minge plimbat afară și Albu din nou reușește să surprindă portarul advers cu un șut de la semidistanță, scufundat acolo. Răzvan Moraru nu poate interveni. Albu și el două goluri. Recuperată de Dinamo Viș, care scapă pe contraatac și față în față cu Răzvan Moraru este decarul Cari Petă. La prima reușită, iată, două goluri în 30 de secunde. Sportul era în avantaj 2-1 în această repriză. Dinamo a întors rezultatul și a
a marcat de 3 ori până în momentul de față. Doar 2 minute au mai rămas din această repriză secundă. Cum în plus acum, eliminat noarul Andrei Iliescu. Același Petru Iancă cu o evoluție constantă bună. Atunci când mingea îi revine, este periculos pentru partea adversă sau pentru adversarii direcți. Din nou om în plus irosit. Dacă vor reuși să pună la punct acest om în plus, studenții vor fi clar mult mai competitivi, nu numai cu Dinamo, ci cu celelalte formații. Intervine bine acum Răzvan Moraru și scapă pe contraatac noarul Ruja. Nu este Petru Ian, pe care l-am lăudat mai devreme. De această dată i-a scăpat mingea în mână, avea șansa de... Iată, a dus mingea în față, a ținut-o în degete și i-a alunecat. Ultima acțiune de atac pentru Dinamo în această repriză. Gol de portar. Finalizează iar numărul 7, Alexandru Albu. 9-3. Șut cu drop la colțul scurt, colțul portarului, mai ales dintr-o situație de acest gen. Albu scrie o treime din golurile formației sale. A sesizat bine că cei doi portari ai Sportului nu sunt astăzi o zi de grație. Nici Paladiciuc în prima repriză, dar nici Răzvan Moraru în acest al doilea sfert. Eliminare. Să vedem Sportul dacă va finaliza cu gol acest om în plus. Șut în blocaj, două mâini ridicate acolo, pus portarul, nu prea avea culoare de șut la faza anterioară și parcă devine deja o obișnuință și nu mai miră pe nimeni că Sportul nu reușește să înscrie. O minge trimisă către poarta Sportului, dar nu fără urmări pe tabela de marcaj. La jumătatea meciului, Dinamo conduce pe Sportul cu 9-3. Din nou în direct cu piscina din Brașov, acolo unde se desfășoară al doilea turneu al Superligii Naționale Masculine de Polo pe apă. Adversare Dinamo în posesia mingii, căști de culoare albă, atacă de la stânga la dreapta și Sportul Studențesc. După primele două reprize vedem și scorul înscris pe tabelă, 9-3 pentru formația Dinamo Vista, care încă o dată prin Neamțu, al doilea gol al tânărului jucător liber pe partea dreaptă în direcția de atac, scăpat de Rujan din marcaj și Neamțu înscrie pentru a doua oară. Așadar, Neamțu, două reușite, colegul său David Bota de asemenea. Golgeter al formației alb-roșii este Albu cu 3 goluri, în timp ce Demeter, Iliescu și Cari au punctat deocamdată câteodată. Recuperează dinamoviști mingea de la centrul Sportului, Petru Ian. Pentru Sportul au înscris în primele două reprize Părăianu, Rujan și Pandelea. Neamțu, autorul ultimului gol,
să dea această dată șută blocată de Răzvan Moraru, portarul Sportului și totodată antrenorul secund al formației, care i-a luat locul în poartă tânărului Denis Paladiciuc, neinspirat pe parcursul primei reprize. Dinamo a câștigat primele două sferturi cu 5-1 și 4-2. Am mai înscris acum o dată și este o diferență de scor consistentă, 7 goluri. În contextul în care în partida în cadrul turneului de la Focșani, au fost 13-8 pentru Sportul, pentru Dinamo, vă să mă scuzați. Așadar, 5 goluri pentru formația Dinamovistă la finele primului joc. Acum sunt 7 goluri și mai avem minute bune de joc din această confruntare. De Dinamo Vișne, neatent acolo Octavian Ițul a venit din spate, cu mingea mână nu se dictează nimic. Cari, cel autorul unui gol până în momentul de față, și așteaptă cu echipierii să se așeze pe poziții de atac pozițional. Înghesuit acest atac al Dinamoviștilor, încearcă să obțină un foul Neamțu, se aude însă sirena, a fost șutul înainte de sirena, s-a auzit după șutul lui Neamțu, dar mingea le-a revenit studenților. Pasa lui Alin Părâianu către numărul 7, Petru Ian. Cele din urmă, centrul studenților, scăpat din marcajul lui Cari, înscrie pe deasupra capului lui Mihăluță. Ian, cel mai bun jucător al studenților, a obținut multe eliminări, a și ratat singur față în față cu Mihăluță în repriza anterioară, însă acum îl învinge pe portarul Dinamovist și reduce din diferență 10-4. Vrânceanu. Jucător cu evoluții bune în primul turneu de la Focșani. Un jucător al Sportului, însă Cari, neatent, a introdus un pas peste, a încercat să fie peste adversarul direct, dar atent acolo jucătorul Sportului recuperează. Părâianu nu are cu cine să combine, a dat pasul decisiv la faza anterioară când a marcat Bota, când a marcat Ian. Scufundat aici Rujan, mingea a venit când era capul sub apă și n-a putut face nimic la faza încheiată mai devreme. Mihăluță, pas între doi jucători pe fază, Pandelea scapă pe contraatac. De vocea lui Vamoș, antrenorul Sportului, și cere schimbarea după ce a înscris un nou gol. Pandelea. Se aude Adrian Vamoș de pe margine, că nu are pe cine să introducă în apă la cererea lui Pandelea și spune plecarului să rămână în apă.
10-5, Sportul reduce din diferență. Dinamo a lăsat-o mai moale. Mai puțin adevărat că și George Georgescu și Bertini Nenciu au introdus mai mulți jucători tineri, dorința de a-i roda și de a-i da încredere. Albu introduce bine mingea acolo la centru și cred că este omul plus. Time-out cerut de George Georgescu. A fost o eliminare. Demeter Szilard obține eliminarea lui Victor Filimon, doiarul Sportului, care l-a tras de umăr. Nu este time-out cerut de Sportul, ci de Dinamo, echipa aflată în atac. Este cea care, conform regulamentului, poate cere un time-out. Dacă Sportul ar fi făcut-o, s-ar fi dictat lovitură de penalitate de la 5 metri. Așa, pe acea eliminare, George Georgescu, antrenorul principal al Dinamoviștilor, iată-l în imagine, a jucat și la Steaua și la Dinamo. Și acum antrenează formația de seniori a clubului din Șosea Ștefan cel Mare. Indicații tactice, uneori și mici modificări în formula de bază, pe poziții de om plus acum, cu cei doi interi și patru jucători pe linia de 2-3 metri. O schemă, dar cu om pe el acolo, greu să tragi și să fii precis. Dinamo ratează o bună oportunitate de a reface diferența de 6 goluri. A avut și chiar 7 goluri avans la începutul acestei a treia reprize. Eliminat Demeter. Sebastian Ghiță, nu Demeter, are mai puțină importanță. Sportul din nou cu un om în plus. Șut telefonat, a văzut că vrea să tragă acolo, în stânga portarului, Pandelea. N-a ales cea mai bună decizie și moale în momentul șutului, previzibil, telefonat. Și din nou, om în plus pe care îl ratează studenții, care, iată, le oferă dinamoviștilor un om în plus de conjunctură. Da, iese foarte bine Răzvan Moraru, portarul Sportului, și recuperează această minge de angajament a centrului, dar atât mingea ajunge repede sus către Petru Ian și eliminat, cred că este Jigania, numărul 14, nu, ci Demeter. Sportul din nou cu om în plus. Șutul lui Pârâianu blocat acolo de Jigania. Daun făcut, Sportul nu poate să înscrie, deși a avut superioritate numerică, cred că deja de 7-8 ori în această partidă, n-a marcat decât o singură dată. Șut frumos sus, bine centrat această minge către vinclul din stânga porții lui Moraru. Și Jigania scrie un șut plasat, 11-5. Două probleme mari astăzi pentru Sportul. În jocul cu Dinamo, mai întâi prestația celor doi portari, care a fost departe de a fi măcar una de nivel mediu, atât Paladiciu cât și Moraru,
Iar pe de altă parte, numeroasele situații de om în plus pe care le-au avut și n-au concretizat nici măcar 20% dintre acestea. Porfireanu își trece și el numele pe lista marcatorilor formației Dinamo Viste. Tânărul stângaci Porfireanu, șut frumos, gol spectaculos. Dinamo reușește să scrie minim 3 goluri într-o repriză. Au fost 5 în primul sfert, 4 în cel de-al doilea și acum 3. La ultimul atac al Sportului din acest al treilea sfert. Se aude sirena de final, așadar Dinamo câștigă și acest al treilea sfert cu 3-2, iar înaintea ultimelor 8 minute are 7 goluri avans contra Sportului Studențesc. Revenim după o scurtă pauză. Ne pregătim de startul celei din urmă reprize a confruntării Dinamo Sportul Studențesc. 8 minute înainte de final, Dinamo are un avans de 7 goluri, 12-5, a câștigat toate cele 3 reprize de până acum, 5-1, 4-2 și 3-2. Doar cred că 2, nu, sunt chiar mai mulți jucători, 4 sau 5, care nu și-au înscris numele pe lista marcatorilor pentru Dinamo, care a câștigat toate mingile de angajament. Albu a făcut-o acum, a marcat 3 goluri până în momentul de față, câte 2 Bota, Neamțu și alți 5 jucători, câte un Porfireanu, Demeter, Cari, Iliescu și cu Jigane. Dinamo cu un plus acum în debutul acestei ultime reprize. Și este penalty această minge de angajament pe linia de 2 metri pentru Bota. Alin Păreanu, cu numărul 3 de la Sportul, îl faultează din spate și Dinamo va beneficia de o lovitură de penalitate de la 5 metri. Renunță Porfireanu în favoarea lui Neamțu. Și Neamțu trimite în bară. Putea reuși tripla. Nu suficient de concentrat la această lovitură de penalitate, Neamțu. S-a înălțat frumos, dar atât. În această a doua etapă, vă reamintesc, turneul a început ieri aici, la Brașov. Om în plus pentru Sportul. Această a doua etapă, Rapid a învins pe AMF Arad cu 13-6, iar Steaua pe Politehnica Cluj cu 22-4. După amiază sunt programate alte 3 jocuri. Loc Sport va transmite disputa dintre Steaua și Dinamo, oră de start 17:30. Astăzi, așadar, o nouă invitație după amiază pentru altă confruntare din cadrul acestui al doilea turneu al Superligii Naționale de Polopan. Și conform cu ceea ce am văzut în precedentele reprize, Sportul are superioritate numerică, dar nu reușește să valorifice această situație favorabilă de om în plus. Pentru cei care au urmărit mai târziu această dispută dintre Dinamo și Sportul, să le reamintesc și rezultatele de ieri. Victorii pentru Crișul și Dinamo, cu același scor 10-6 în confruntările cu AMF Arad, respectiv Poli Cluj.
Cele din urmă se mai înscrie o dată. Porfireanu reușește dubla, un șut în zona capului. Scorul devine 13-5. Primul gol al acestei ultime reprize. Iar tot ieri, după cele două rezultate de 10-6, Steaua a întrecut pe Sportul cu 14-6. Turneul va continua mâine cu alte două etape. Sport vă propune mâine la prânz, ora 13, disputa dintre Rapid și Sportul Studențesc, iar două ore și jumătate mai târziu, cea dintre Crișul, Oradea și Politehnica Cluj. Sâmbătă, o singură etapă, la fel ca și duminică, partidă televizată, cea dintre AMF Arad și Dinamo, iar în ultima zi a săptămânii, chiar pe 1 noiembrie, avem două partide, Dinamo Rapid și Poli Cluj AMF Arad. Așadar, le putem vedea la lucru aproape de toate echipele ce încătuiesc Superliga Națională. Spun aproape că toate, pentru că lipsește de la acest turneu de la Brașov vicecampioana CSM Oradea. 11 jucători depistați pozitiv cu coronavirus și un membru al staffului tehnic. Penalti. Însă modul cum s-a dus Rujan către poarta adversă, lent, fără nerv, noroc cu arbitrul, unul dintre arbitrii acestei partide, Deni Adrian și Mihnea Alexandrescu, nicio legătură de rudenie între cei doi, cu ochelari pe partea opusă, arbitrul internațional Fina, Adrian Alexandrescu, cel mai valoros arbitru român, dictează penalti la această fază. Lovitură de la 5 metri ce va fi executată de decarul Pantelea, autor a două goluri până acum. În poarta Dinamo Vistă se află Dragoș Niculae în această ultima repriză. Și înscrie Pantelea. O triplă pentru decarul Sportului. A mai marcat-o pe contraatac, dar și de la semidistanță. Așadar, CSM Oradea nu este prezent la Brașov în acest al doilea turneu, însă a revenit în campionatul AMF Arad, care n-a fost prezentă la Focșani în turneul de debut al acestei ediții de campionat. Și Dinamo va egala CSM, chiar va depăși pe CSM Oradea în clasament. A reușit ieri să egaleze formația oradeană după victoria cu Poli Cluj, iar cu acest succes care se profilează în meciul cu Sportul, Dinamo va urca pe locul al doilea în clasament, în contextul în care CSM Oradea nu a jucat. Dinamo a ținut deja două partide, mai are după amiază meciul cu Steaua, unul cu ambiții și orgolii mari, indiferent de pozițiile în clasament ale celor două formații. La șut în prima instanță, blocat de dinamovistul Niculae, dar cele din urmă Petru Ian recuperează din apropiere, puternic, reușește să-și creeze o situație favorabilă și înscrie pentru a doua oară. Edi. 13-7. Șase goluri avans pentru Dinamo, care clar nu mai forțează. Suntem la jumătatea ultimei reprize. Albu și încearcă din nou șansa. A marcat de 3 ori cu șuturi de la semidistanță.
prins balonul acum tot sus. Dar a intervenit acolo Răzvan Moraru, care însă la acest șut la nivelul apei nu mai poate interveni Salvator. Jiganea este cel care înscrie, îl prinde în mișcare pe Răzvan Moraru. Dublă pentru Raimond Jiganea, numărul 14 de la formația Dinamo Vistă. Vede colțul scurt rămas liber. Greoi, Răzvan Moraru nu poate interveni și se reface diferența de 7 goluri, care o consemnam și la începutul acestei ultime reprize. Om în plus pentru Sportul, dar nu este o situație care să-i avantajeze pe studenți. Noroc cu acest 5 metri dictat de Adrian Alexandrescu, faultat acolo la linia de 2 metri Petru Iang, cel mai periculos om al studenților. Și gol, același Pandelea transformă. 4 goluri în contul decarului de la Sportul. 2 goluri din lovituri de penalitate, ambele în această ultimă repriză. Din stânga imagini din colțul bazinului nu mai funcționează și nu putem avea control asupra acestui atac al formației Dinamo Viste. Oricum finalizat cu șut, dar fără urmări pe tabela de marcaj. Părăianu pe partea dreaptă, cel care în mod obișnuit evoluează pe partea opusă, în stânga. Este eliminare, dacă nu chiar 5 metri, da? 5 metri, șuta lui Pandelea, recuperare a mingii de către nouarul Dan Rujan. Și este a treia lovitură de penalitate pe care o primește Sportul în această ultimă repriză. Pandelea se îndreaptă către balon și se pregătește să execute. A făcut-o cu brio în precedentele situații de acest gen. Trebuturi Dragoș Nicolae la Dinamo, însă inspirat de această dată, a schimbat colțul Pandelea. Felicitat de pe margine Dragoș Nicolae. Și dar Pandelea ratează în cele din urmă al treilea penalti pentru formația sa și acum om în plus pentru Dinamo. Atac pozițional, apărare în zona studenților. Și la colțul scurt, însă intervine bine Răzvan Moraru de această dată. Cu brio inspirat Nicolae la penaltiul lui Pandelea, însă acum neatent de la acest șut de la semidistanță al lui Alin Părăianu. Și Părăianu reușește dubla. Scorul s-a mai strâns în această ultimă repriză, doar 5 goluri avans pentru Dinamo față de cele
7 și 8 pe care le-am avut în această a doua parte a întâlnirii. Mai puțin de un minut și jumătate. Albo din nou șut la semi-înălțime. Turcia portarului, cum se spune. Încercat acolo un dribling într-o zonă însă aglomerată. Sebastian Ghiță. Și iată pe Părâian, autorul ultimului gol pentru Sportul. De atac pentru Sportul. Albu recuperează ultimul atac al formației Dinamo Viste. N-are curaj să tragă la această fază Vrânceanu și partida se va încheia cu scorul înscris pe tabelă 14 la 9 pentru Dinamo. Da. Se aude sirena de final. 5 goluri diferență pentru formația Dinamo Vistă. Tot 5 au fost și în jocul de la Focșani. Așadar Dinamo învinge pe Sportul cu 14 la 9 și urcă pe locul al doilea în clasament. Nu uitați, de la ora 17:30 în direct la Lux Sport vom vedea din nou formația Dinamo Vistă, dar de această dată în compania liderului și a campioanei în titlu, Steaua București. Până atunci, toate cele bune!